Păi tata, bunicu, străbunicu, atâte neamurile. Mă gândesc că am găsit la cenesasul ăsta, am făcut greșeala să mă duc, m-am îmbolnăvit acolo. Am citit nu știu câte dosare, că au avut cu sutele, vreo 5 serii de dosare. Numai asta, vă gândiți cât a pierdut. Dosare pentru el făcute. În etape, grupa 1, grupa 2, grupa nu știu care. Și într-unul mi se pare că grupa 6, am găsit un dosar în care erau trecute cu nume și adresă membrii PNC. Nu din Caracudă, ci fruntași, care se angajau să-l torni. Și era făcut tabel. Numele, pronumele, motivația pentru care s-a angajat, da? Semnătura. Și erau înșirați acolo 6 belferi, care mai de care, pe care îi știam, care veneau la noi în casă și pentru diverse motive s-a angajat să-l torni. Și unul l-am găsit, nici n-am mai putut reacționa, dar zău dacă n-am râs. Unul dintre ei, om serios și din categoria greilor, cum ar fi, zice, m-am hotărât, cu tare, mă rog, m-am hotărât să-l torn pe coposul, că este un om imoral, subliniat. Și jos, fiindcă jocă brici, vă închipuiți, pe cuvântul meu, fiindcă jocă brici. E imoral. Și acest domn intra în casă la noi, și dragile mele în sus și dragile mele în jos. M-a apucat așa o silă și un dezgust. Că nu mă puteam aștepta. Nu mă puteam aștepta. Sunt 20 de ani. Atâta momente, pentru că e, bă, nu știu, 47, 45, 89 înseamnă, da. 30 aproape, în care în fiecare zi putea să cedați, în care putea să aveți îndoieli, în care v-au venit prieteni, oameni care, draga mea, iubita mea... Da, dar aștia nu erau, nu știam că sunt turnători. Vă dați seama că făceau mai mult caz de patriotism decât noi, în comportamentul lor, față de noi, nu știu cum se portau în afară. Da, ei erau motivați de patriotism. Unii erau motivați de nevoi materiale, unii erau ambițioși să ajungă nu știu ce. De pildă, unul era, zice, mama, angajat să-l torn pe Corneliu Torța, mă rog, să-l... De fapt, nu zicea să torn. Nu, să-l denunț pe Corneliu Coposu, pentru că mi s-a cerut la securitate, având în vedere că am o soră la Paris pe care vreau să o vizitez, mi-au condiționat plecarea de această treabă. Fost sincer. Clar, da. Și acum mi-aduc eu aminte că de câte ori pleca, venea Corneliu și știi tu, mă duc și mă văd cu tare, na, drag. Nu vrei vreun bilețel să trimiți? Na. Nu vrei, mă, nu. De ce nu vrei? Nu ce să-mi spun eu, l-am pus față de ce știu eu. Și eu ziceam, după ce plec, ăla e turnător, tu nu te mai tu băgat, tu cine semeni tu de așa incisivă? Ce treabă ai tu? Gata. Nu, da, e înspăimântător pentru mine, cel puțin, că atâția ani, atâtea clipe... Dar nu numai noi, să știți că au fost sute de oameni care au dus viața noastră. Sute, nu unul. Asta era educația noastră, categoria asta, care am trăit în Ardeal, sub unguri, tata mare, n-avea voie să vorbească, nimeni ungurește în casă, la câini se adresa ungurește și așa mai departe, săracul. Adică ce înseamnă să te adresezi câinele? Noi nu. Niște antecedente, hai să mă laud. Tata a semnat actul unirii la Alba Iulia. Da. Păi de-aia am prins eu. Și a fost dus în pușcărie la unguri. Dar la unguri pușcăria era politică într-adevăr, adică aveau ziare și odată la nu știu cât timp aveau dreptul la vorbitor. Da. Și Cornel ne povestea,
odată când am plecat de aici cu mașina în Germania și am trecut pe lângă o localitate care se numea Nirechaza, că el a fost, tata a fost închis acolo și mama l-a dus pe Cornel, care avea 5 ani, să-l vadă tata la închisoare. Și zicea că și-aduce aminte că era pe un deal și într-adevăr am mers un pic și am văzut închisoarea. Și atunci contează ca să... E, și când ai asemenea antecedente... Pe asta vreau să vă întreb, contează, ce contează ca să fie om? El, Cornel. Pentru că toate chestiile astea... Ce înveți în familie? Noi am avut și o educație religioasă care ne-a ajutat foarte mult când ne era foarte greu să ne rugăm și să nu disperăm. Noi n-am fost disperate niciodată. Dumnezeu... Să știți că Dumnezeu te ajută.